Salutare, dragi urmăritori! Bine v-am regăsit la un nou review marca Atelierul de Detailing, alături de un BMW cu reprezentativitatea cifrei 6, pentru că sub capot avem un motor cu 6 cilindri, o chestie care este etalon BMW. După cum bine știți, brandul ăsta ne-a obișnuit de multe zeci de ani cu niște repere clasice care sperăm că nu se vor schimba prea curând. Respectiv, motor montat longitudinal cât mai spre spatele compartimentului motor, o tracțiune spate, o distribuție a maselor cât mai aproape de idealul 50-50 și motoare cu un număr destul de crescut de cilindri. În general, au plecat de la cifra 6, dar au avut și 4 cilindri, mai nou și 3, și 8 cilindri, și 10, și 12, în diferite configurații de linie și V. Acum, BMW-ul clasic, în opinia mea, este unul cu 6 cilindri, indiferent de capacitatea cilindrică. Cum ar zice neamțul, în vremea clasică, Dasist, Fahrzeug, Klasse, Drei, Fünf und Sieben, mit 6 cilindr motor und 8 cilindr motor. Deci, practic, cum o definesc eu, mașina asta, în originea ei, până să fie toate treburile astea cu poluare, cu norme, cu restricții, ne prezenta modele cu cifră impară, cu număr par de cilindri, adică clase 3, 5 și 7, cu motoare cu 4 cilindri, 6 cilindri și 8 cilindri și după care 12 cilindri, începând de prin anul 1985 sau 88, cu acel M72 și M74. Cred eu că mașina asta rezumă destul de bine ideologia mărcii, așa cum am prezentat-o. E un producător cu experiență în mașini sport, fie că vă place sau nu, BMW-ul chiar a produs mașini sport și îmi place că este unul din brandurile care a fost cumva tutelat de un anume Max Hoffmann. Acest individ, undeva prin anii 60-70, în perioada aia, a început să importe clandestin mașini neomologate în Statele Unite. El este cel care a ordonat crearea faimosului BMW 507, un roadster cu motor V8, similar cu Fordul AC Cobra, care este strămoșul spiritual al BMW-ului Z8, care iarăși a fost o mașină produsă în foarte puține exemplare și a fost așa doar de show-off. Acest Max Hoffmann era un importator de mașini de lux. Chestia asta s-a întâmplat foarte des în America. A mai fost un asemenea om pe nume Juan Alameida, care era un mare mafiot. Puteți să găsiți un documentar pe Netflix despre el cu mafia rusească. Practic, oamenii ăștia au identificat în Statele Unite o enormă piață pentru anume nișe de mașini și au ajuns să fie atât de convingători încât fabricile, genul Volkswagen, BMW, Mercedes, au început să producă modele pentru ei. Unul din modelele produse de BMW a fost acel 507, care, din păcate, nu s-a vândut atât de bine și a fost un rateu economic, însă îmi plac aceste povești și îmi place că au avut curajul să facă chestia asta. Era un model decapotabil, așa cum este și aceasta, dar clar, asta nu e o mașină roadster, ci este un cabrio, pentru că ea derivă dintr-o mașină normală cu 5 sau 3 uși. Nomenclatorul acestor modele s-a schimbat foarte mult, pentru că de la povestea mea inițială cu modele cu cifre impare, cu motoare cu număr par de cilindri, s-a făcut model cu număr și par și impar, cu număr de cilindri și par și impar, pentru că avem acum serie 1, serie X1, serie 2, serie 2 Active Tourer, Grand Tourer, 3, X3, serie 4, 5, 6, 7, GT, tot felul de modele. Grand Coupe, adică au își dă mii de modele ca orice alt producător și au 3 cilindri, 4 cilindri, 6 cilindri, 8 cilindri, au avut și 10 cilindri și 12 cilindri, adică o mare supă plină de tot felul de ingrediente. Dacă a fost o rețetă de succes, nu știu, sau dacă va fi, pentru că până la urmă ei cred că scot din inerție aceste modele, pentru că le scoate și competiția. Poate ei n-ar fi vrut să facă atâtea segmente de mașini, dar cert este că au făcut-o, pentru că așa e în vremurile astea. Nu mai merge să te duci doar pe singură nișă cu un singur produs. Așa că, mai nou, toate modelele cabrio și cele coupe au cifră pară, adică de la seria 1, în 3 uși s-a ajuns la serie 2 și la fel din serie 3 a derivat serie 4. Însă e un amalgam, pentru că ai de exemplu 4 Grand Coupe,
care este practic un serie 3 cu un alt design în zona spatelui. E aceeași mașină tehnică în esență. Practic, ăsta este F22, model M235i, cu motorul N55B30 0O0, cu o putere de vreo 240 ceva de kW, cred că sunt vreo 326 de cai, cam așa. Ideea este că în iterația anterioară, modelul ăsta s-a numit M135, serie 1. Acum e serie 2 din motivul menționat anterior. Mi se pare o mașină Icon BMW pentru că 6 cilindri, cutie automată ZF8HP, tracțiune spate doar, e decapotabilă, are un șasiu rigid, are 4 locuri, ceva portbagaj și clar se conduce bine. Este un cruiser, nu e o mașină de circuit. Pentru asta trebuie să te îndrezi spre un M2 Competition sau poate un M3, M4 sau dacă ai buget și vrei chiar să epatezi, îți iei un M5 sau un X6M, care e o mașină deosebit de inutilă, dar interesantă. Cam asta este povestea acestor mașini. Hai să trecem la filmarea din mână ca să vedem ce are de oferit această mașină. Mi se pare super interesant că resimt o mare emoție. Deci ieri am filmat o mașină care nu știu dacă a apărut încă pe canal. Este vorba despre un M135i F21, model 2014. Asta este o mașină din 2016. Este ultimul an în care pe această caroserie a fost montat motorul N55B30. Ulterior, modelul s-a redenumit în M240i și a avut montat motorul B58, care este tot 6 în linie, tot 3 litri, dar cu niște diferențe tehnice destul de considerabile pe care o să încerc să le acopăr la partea de motor. Dar îmi place că, deși e o mașină în esență cu motorul identic a cea filmată, am o pasiune debordantă în a explica detaliile tehnice ale acestei mașini. La fel cum am avut și la cealaltă, deci nu mi s-a diluat dorința de a face chestia asta. E o mașină care arată frumos și se vede pentru cunoscător că este o mașină cu o echipare superioară. Pentru că avem acest pachet M, pentru că modelul este M Performance, se poate vedea clar că e un motor 6 în linie pentru care radiatorul foarte în față, cele 4 linii l-au mai în spate puțin. Putem vedea dedesubt aici un mare intercooler pentru turbina twin scroll și suplimentar un radiator de răcire auxiliar care este prezent pe motoarele de 3 litri benzină. Pe urmă, avem aceste sigle M pe lateral, care oricum se pot monta, nu e asta o problemă, însă iarăși suplimentar ce se poate identifica care ține de o mașină sport este mărimea frânelor. Avem etrierii de frâne M, care sunt considerabil mai mari decât unii normal de serie, niște discuri mari, care sunt cât o roată de matiz, jantele M și se poate vedea și în spate. Aproape că discul din spate are aceeași mărime ca cel din față și din nou cu un etrier considerabil. Îmi plac aceste jante, care respectă principiul ăla, principiul de Mazda. Observați că mașina are funingine de la plăcuțele de frână, numai că nu e foarte sesizabilă. Adică uitați cât de neagră este și totuși dacă te dai la distanță, pur și simplu nu observi că ea există. Îmi place foarte mult culoarea asta gri închis de jante. La fel în zona din spate avem niște stopuri fumurii de fabrică, un difuzor cu evacuări duble, pentru că mașina asta chiar are un colector și două tipsuri reale de evacuare. Îmi place adaosul ăsta care a fost făcut, zici că este un material din ăla Mylar, care se folosea pe modulul lunar și putem vedea țevile care vin aici. Practic este o singură evacuare, numai că are tipsurile duble. Deci mașina e nervoasă. Plus sigla modelului mi se pare interesant făcută. Pentru că vorbim de un cabrio bazat pe seria 1 standard în 3 uși, îmi place că având spatele ăsta făcut, e un mic sedan și are niște proporții foarte plăcute. Cred că e o mașină care se controlează foarte frumos și e și practică, pentru că față de un serie 1 normal, ai simțitor mai mult loc la genunchi și la cap în spate și un portbagaj mai mare, tot așa. Contează chestiile astea, adică poate seria 1 o să fie considerat de mulți destul de înghesuit, mie nu mi se pare. În spate, de exemplu, chiar mi se pare că am suficient loc la cap, mă mulțumește, adică pot să merg în el. Și pentru că vorbim de o mașină cabrio, putem vedea mecanismul de acționare al geamurilor.
dacă aș ști eu să-l operez. Observați macaraua, spate ce desen are. Și avantajul pentru o mașină cabrio este acesta. Nu e singura mașină care are chestia asta, e o clasă generală. Nu are montant B. Astfel, mașina asta este puțin mai grea decât una carosată, pentru că, neavând acel montant, rigidizarea se mută în partea de dedesubt. Nu e chestie care să se vadă, însă adaugă niște zeci de chile, poate chiar mai mult. Dar avantajul e că, neavând acel montant, ai o zonă foarte deschisă aici. Și chestia asta o face să arate frumos. Hai să vedem cum arată portbagajul la o asemenea mașină. Îmi place că, fiind cabrio, are balamalele astea cu excentric. Nu prea se mai fac pe mașini sisteme din astea. Rolul este să degaje portbagajul. Observați că atunci când îl ridici, el pendulează spre față și după aia se mută pe spate. Și practic deschiderea e foarte comprimată, nu trebuie să se ducă atât de mult portbagajul. Dacă era sistem din ăla cu levier simplu, s-ar fi deschis așa și acoperea prea mult zona asta a softopului. Cu mașina capotată putem vedea un portbagaj pentru clasa asta destul de încăpător și cu un spațiu cubic. Putem vedea că asta chiar este antifonată spre deosebire de alea standard, pentru că oricum acolo intră capacul softopului și, deși nu are o deschidere generoasă, dacă bași pe rând niște trollere, vor intra fără probleme. Suplimentar, în zona asta de jos există și bateria mașinii și cu sistemul start-stop, cu cablajele alea. Avem o priză de încărcare aici, niște inele de stocare cu spațiu suplimentar și aici, de exemplu, avem și deflectorul mașinii, care se poate monta atunci când este decapotată partea de sus. Și suplimentar se și pot plia banchetele din partea asta, numai că putem observa că e un spațiu destul de mic, dar suficient cât să car niște schiuri, de exemplu. Eu am avut cabrio și foloseam tehnica asta ca să car niște schiuri. Mi se pare interesant. Iarăși, triunghiul pus aici, da, adică are cât de cât niște aspecte practice. Aici putem vedea balamalele de la flapsul de deschidere al capotei. Dacă era hardtop, era un mecanism mai complicat. Hai să vedem înăuntru cum se prezintă situația. Tapiseria asta este reușită pentru o mașină cabrio. Cred că la un cabrio se potrivește pielea, pentru că dacă, de exemplu, o lași descoperită și îți pică un găinat sau ceva, ploaie acidă, o curezi mult mai ușor decât una de textil. Bănuiesc oricum, mașina poate fi echipată și cu textil. Și aici avem niște reglaje manuale, tipic BMW. Adică zona de ăsta cred că este pentru spătar. Ăsta este sus-jos, aici avem reglajele lombare electrice pe patru direcții și ăsta este reglajul pernelor laterale, care se pot închide sau apropia sau depărta, de fapt. Iar aici este maneta pentru înainte-înapoi. Suplimentar se pot comanda niște scaune electrice pe mașina asta, care să aibă o posibilitate la buton de a rabata întreg scaunul față-spate, dar oricum. Dacă faci mișcarea asta, se degajează destul de mult și observați că față de un serie 1 nedecapotabil standard, pentru că ai lipsa acestui stâlp, intri mult mai ușor în mașină. Adică mie e mult mai ușor să fac această mișcare și îmi place cum se stă pentru o mașină atât de mică în spate. Ideea e că chiar și cu capotă, pot să zic că stau ok, deci chiar dacă mie mi-atinge părul în softopul ăsta aici, e moale. Adică ai o zonă cam atâta în sus și chiar poți să stai. Problema e că nu o să ai foarte mult spațiu la genunchi, asta este clar. Adică uitați-vă cam cum se prezintă scaunul ăsta aici. Trebuie să-l dai mai ridicat, mai rigid, așa ca să poți să încapi. Dar eu nici nu sunt cel mai bun reper pentru că am 1,90 înălțime și afectează totuși chestia asta. Aici, clar, nu se pune problema să stea cineva pe mijloc, pentru că la mașinile astea decapotabile, aceste brațe de aici sunt mai groase. Și implicit aici s-a montat un suport de pahar. Există și ventilație în spate cu priză de încărcare. Și cam atât pe partea din spate. Observ că aici, deși geamurile astea sunt electrice, nu par să aibă comenzi de deschidere undeva în spate, în zona asta. Și nici centura nu are acel sistem de livrare către față. Cred că ăla numai pe seria 3 s-a montat. Avem o urmă de cotier în partea asta, dar
La nevoie se stă. Însă dacă decapotezi mașina, vei încăpea mult mai bine în spate aici. Clar treaba asta. Da, asta zi, mi se pare ok că poți să intri și să ieși mai ușor din partea asta din spate, de aici. Materialul ușilor este tipic seriei, pentru că vorbim de niște plastice destul de bine închegate. Ăsta este un plastic mai tare, dar cu un accent moale la început, adică îmi intră câțiva milimetri degetul la apăsare. Aici avem o piele exact ca cea de pe scaune, un mâner piano black cu niște inserții de travertin la model, le-aș spune, nu seamănă cu lemnul, e doar o imitație și nu par să aibă greieri, adică dacă strângi tare de ele, nu chiță-i. Adică de-aia zic că pare destul de bine asamblat, inclusiv fețele astea de ușă aici sunt rigide, uite câte spații de stocare sunt în partea asta, mi se pare ok. Aici, de fapt, ăsta e ca să dai tot scaunul pe spate, am greșit eu puțin. Observați că, exact cum spuneam și la alte modele, într-un BMW se coboară, nu se urcă, pentru că scaunul este plasat direct pe podea. Așa că destul de facil accesul, mai ales cu mașina decapotată. Trebuie să-mi reglez eu scaunul un pic, să mă joc un pic la comenzile astea. Da, acest mâner din dreapta este reglaj tip-leagăn. Observați cum se mișcă scaunul. Deci, suplimentar, chiar îți poți regla scaunul după cum vrei, mai ales dacă n-ai pasager în spate, te pui ca bossul, cum s-ar spune. Îți ține pulpele ok și uitați-vă cât de bine se stă. Adică dacă n-ai om în spate, chiar te pui super confortabil. Ai suficient loc în zona picioarelor, cel puțin pentru unul mai subțirel ca mine. O persoană mai corpulentă s-ar putea să nu guste. Dar oricum, mașina nu e făcută să fie practică, ci să fie frumoasă. Avem un torpedou clasic cu deschidere normală. Aici consola asta la fel, îmi pare destul de bine făcută. Chițăieli sunt doar aici, dar nu prea apeși în zona asta. Adică normal ai treabă cu butoanele, care se simt destul de plăcut la atingere. Climatizare pe două zone, scaune încălzite. Ăsta e etajul de climă, ăsta e etajul de multimedia, iar aici este controllerul iDrive, care are selectorul ăsta multidirecțional, scurtăturile și taste de înainte-înapoi. Aici sunt modurile de condus, schimbătorul cutiei ZF8HP, frână manuală reală. Iar aici este tasta pentru decapotare. Când ai motorul pornit, probabil trebuie să tragi frâna de mână și faci această mișcare. Cotiera se deschide ușor, nu are clapă. Și aici există posibilitate de conectare car kit și parcă undeva pe aici erau și niște mufe, dar nu sunt sigur. Oricum ai mufă de încărcare în partea asta, suport de pahar dublu și o zonă de stocare unde poți să pui un telefon. Aici, pe partea centrală, montantul ăsta este mai gros, pentru că vorbim de o mașină decapotabilă și practic aici e mecanismul de prindere al softtop-ului, adică în momentul în care el se închide, ai un motoraș care agață rama asta și ține închis acest softtop. Aici, în partea asta, cred că e LED-ul martor pentru oprirea airbag-ului și aici este modulul de lumini, care ar trebui să fie cu LED, arată ok. Niște parasolare micuțe, n-ai putea să le faci mai mari pentru că are și din zona asta de aici. Oglindă heliomată și cam atât. Hai să vedem și la șofer cum se stă. La fel, aceleași tip de reglaje. Faptul că scaunele astea sunt manuale pe mine nu mă deranjează cu nimic. Până la urmă, cred că e un accent pus pe sportivitate că un scaun de ăsta manual e cu niște zeci de kg mai ușor față de unul electric. O chestie aici interesantă, volanul are încălzire și are un buton separat, iar cu această clapetă reglezi poziția volanului. Interiorul este unul clasic de BMW, clasa asta, adică nu trebuie să vă gândiți că e neapărat ceva special. Pedalierul sport. Mi-ar fi plăcut să fie și astea de metal, dar având în vedere, era doar o chestie de lucru, pentru că fiind cutia automată, nu e ca și cum le jonglezi atât de des. Acum avem un volan M-Sport cu acest mijloc ușor. Îmi place că dacă faci acțiunea asta de parcare cu podul palmei, nu apeși claxonul din greșeală, dacă vrei să-l apeși, apeși hotărât aici. Se aude frumos claxonul, totul ok. Un bord
cu lizibilitate bună. Partea de jos lateral dreapta este un ecran care se poate configura și simulează destul de bine un bord real. Îmi plac ceasurile care sunt reale și concrete. Sistemul de Navi e puțin mai lat decât era înainte. Nu știu dacă e varianta Professional de Navi, așa cum se numește la BMW, dar îmi place ecranul ăsta și faptul că ai toate comenzile astea ușor plasate la mână aici. Observăm ce bine sună această motorizare și prin faptul că e în 6 cilindri, este foarte bine echilibrat. Are acea mișcare în lateral a mașinii în momentul în care apeși accelerația mai tare și nota evacuării e deosebită. Acum, nu cred că e cazul să intru în sistemul de Navi, îl știți cu toții cum e, mi se pare că răspunde foarte repede. Dacă apeși pe scurtăturile astea, ai toate chestiile astea reglată aici cu răspuns, ai o zonă de meniu, e o navigație clasic BMW, nu cred că asta este atuul mașinii. Mi-ar plăcea să arăt acum mecanismul de decapotare. Ca să poți decapota mașina, trebuie să faci această mișcare, ca să se asigure sistemul că nu vine capota peste bagaje. Chestia asta, în general, e importantă, mai ales la modelele Harto. Și dacă apăsăm tasta asta, cred că în sus, observăm că acoperișul începe și se mișcă. Sunt curios dacă se va putea opri. Uitați-vă că pot să-l opresc. E un sistem destul de bine gândit, pentru că el are un singur punct de prindere, îl putem vedea aici, și undeva în spate aici sunt niște biele. Și deși nu vă dați seama din exterior, rama asta spate este foarte tare presată de acest cheddar de către mecanismul ăsta electrohidraulic, respectiv de această bielă, care este din oțel. Deci tot ce înseamnă structură pe acest acoperiș este din metal solid. Singura critică la sistemele astea sunt aceste ațe. Astea sunt niște șireturi rezistente din ceva Millar Kevlar, care uitați ce rol au. Strâng flapsurile astea. Problema e că dacă ele se rup sau se uzează, dacă ies din prinderile astea de aici, s-ar putea să fie problematică capotarea și decapotarea. Dar una peste alta, mecanismul mi se pare compact și bine făcut. Observăm că următorul pas al deschiderii reprezintă rabatarea flapsului și aici putem vedea unde intră acest mecanism, în partea din spate. Aici se poate vedea sistemul electrohidraulic. Sunt două pistoane care vin, sunt prezente aici, în partea asta, și observați că au niște linii hidraulice. Undeva se află o pompă care distribuie lichid în astea. Ar trebui să fie electrohidraulic. Mie așa îmi par astea. Se vede clar. Deci, practic, undeva e o pompă cu lichid care nu ar trebui să necesite mentenanță, deci nu sunt motorașe electrice. E foarte importantă chestia asta, adică ai un cuplu enorm în aceste piese și putem vedea că există un set pentru flapsul ăsta și un set dublu aici pentru acționarea portbagajului. Și se mai poate vedea în partea asta mecanismul electric de prindere. Aceste inele nu sunt de plastic, sunt de metal și prind rama. Deci are foarte multe componente, plus bielele astea. Adică mi se pare foarte solid. Uitați-vă, chiar și când e semi-deschis, el e super solid. Adică, evident, dacă mergi cu 50 de km pe oră, nu va mai fi așa solid. Dar funcționează clar interesant. Am zis să detaliez mai pe larg, că poate nu știe lumea, nu vede chestiile astea. Important e ca la mașinile astea cabrio să se curețe foarte bine scurgerile din zona asta. Observați și de ce se ridică acel flaps la portbagaj, ca să poți să ai acces să vezi tot sistemul ăsta. Dar are anumite părți fragile, adică uitați-vă, dacă acest cablaj se întrerupe, poate să afecteze deschiderea. Sunt niște senzori aici care verifică. Un alt aspect de menționat este că în caz de față verso, dacă, Doamne ferește, te dai cu mașina peste cap, aici există niște elemente care se ridică și poate să susțină o greutate de vreo 2-3 tone, astfel încât ocupanții nu vor fi răniți la cap dacă poartă centurile. Hai să terminăm procedura. Și observăm cum acoperișul se pliază și intră în aproape fest. Nici nu-ți dai seama că este acolo. E mult mai compact decât unul hardtop. Pac! A dat semnalul, s-au ridicat și geamurile.
Deci mașina acum este complet decapotată. Dacă coborâm și geamurile, are o linie foarte plăcută și arată ca un mic vaporaș. Îmi place toată zona asta aici și sunt foarte solide astea. Adică observați ce bine închegat este. E unul din mecanismele pe care le-am văzut până acum, care sunt foarte bine făcute. Și dacă ai, mi se pare ok că ai toată mecanica la vedere, îl poți unge ușor și la nevoie chiar umbla la el dacă e cazul de ceva. Îmi place nota evacuării. Și acum hai să trecem la capotă și de fapt ca să vă explic motorul, pentru că e unul din elementele preferate ale acestei mașini. Sistemele astea noi de capotat-decapotat presupun o acțiune dublă a acestei manete și astfel capotele nu mai au acea siguranță enervantă pe care noi o tot căutăm la filmări. Pur și simplu bagi mâna aici, ai două pistoane, se ridică capota. E un motor pe care l-am mai arătat pe M135, dar voi vorbi încă o dată de el și poate voi încerca să spun niște noutăți. Domnul ăsta poate să stea puțin parcat aici, că important e să se vadă ce avem noi aici. Deci observați motorul ăsta, cât de în spate este plasat. Gândiți-vă că el aici mai are încă 2 cilindri după linia asta în spate și mai are și cutia ZF8HP și cardanul care duce la diferențialul spate, plus posibilitatea de sistem X-Drive în funcție de cum a fost configurată mașina. Deci, practic, mașina asta are un motor N55B30-00 se numește modelul și are undeva la 240 de kW, dacă nu mă înșel, vreo 320 de cai și 450 de Nm, cam așa. Mi se pare că modelul B58 are cam aceleași cifre, poate o idee mai mult cuplu. Diferența este că B58 față de ăsta are charger cooler, adică intercoolerul este cu schimbător de lichid, antigel, este plasat pe admisie, distribuția este la spate, are 3 lanțuri, la asta sunt 2 lanțuri și prin urmare nu mai are intercooler în bară, jos, și acel răcitor suplimentar de pe partea asta. Are alt traseu de admisie și diferă și internele. Practic este un motor closed deck, care are blocul motor direct alezat pentru a încăpea pistoanele și niște canale de răcire alezate suplimentar. Motorul N55 este open deck, adică are fuste din ala de răcire în jurul pistoanelor. Și hai să vorbesc fix despre motorizarea asta. Ea cumva derivă din N52 și N53. N52 era un motor care avea valvetronic, dublu vanos, injecție indirectă, multipunct în admisie și avea vreo 272 de cai. Motorul N53 era varianta care adăuga injecție directă, dar la vremea aia, pentru că încă nu evoluase tehnica foarte mult, au trebuit să renunțe la sistemul valvetronic și avea clapetă clasică de accelerație. Și motorul ăsta are o clapetă clasică de accelerație, numai că ea, în mod normal, nu prea e folosită. Acest motor se turează folosind mecanismul valvetronic, care la cea mai mică setare coboară supapa 1,1 mm, foarte puțin, adică culbutorul apasă pe capătul supapei cam așa ceva, iar în cea mai agresivă setare în ture coboară 9,8 mm, adică ceva de genul așa. Chestia asta este realizată montând un ax excentric între arborele cu came și zona de acționare directă a capătului supapelor. Ăsta este sistemul valvetronic, folosește un servomotor care se află undeva pe aici. Formă, după N52-N53, care erau niște motoare cu bloc motor de magneziu, însă care foloseau cămăși și canale de răcire din aluminiu, pentru că erau, de fapt, aveau cămășile erau din oțel și canalele de răcire erau unse cu aluminiu, pentru că magneziu corodează, nu se împacă bine deloc cu apa și mai ales în prezența unei sarcini electrice ruginește foarte tare. Este principiul anodului de sacrificiu de la motoarele de șalupă. Dacă știți bine, la șalupe, pe cizma elicei se montează un anod de sacrificiu, un metal care atrage sarcina electrică și condensează rugina în acel punct, ca să nu corodeze restul cizmei. Dacă nu faci chestia aia, toată cizma aia corodează. Deci, practic, buba motoarelor N52 și N53 a fost oxidarea anumitor pasaje de la blocul motor, mai ales de la un antigel nepotrivit. După aia a venit N54, care a fost primul motor cu turbină după mulți ani. Avea sistem biturbo,
practic twin turbo, pentru că erau două turbine identice, secvențiale, care erau alimentate de câte o galerie de evacuare cu câte trei zone. Adică cilindrii 1, 2, 3 și cilindrii 4, 5 și 6, fiecare alimentau câte o turbină. Acel motor avea injecție directă, avea injectoare piezoelectrice, două turbine. Avea și dublu vanos, însă nu avea valvetronic, pentru că nu încăpeau, nu era încă tehnologia așa evoluată în 2008. N55 acesta este urmașul, care a renunțat la modelul cu două turbine, are o singură turbină jos acolo cu twin scroll. Altă modificare, i-a fost adăugat un wastegate electric, îl putem vedea acolo, acea manetuță cu motorașul din partea dreaptă. Cândva în trecut erau și componente acționate hidraulic. Pe urmă, acesta are și dublu vanos, are și injecție directă, are și valvetronic, adică ai toată suita de sisteme. Practic, termenul ăsta de Twin Power Turbo înseamnă o prescurtare numită TVID, adică motorul este supraalimentat cu turbo, are injecție directă, are valvetronic și turbina are, are sistem twin scroll. Asta înseamnă twin power turbo. Înseamnă că sunt folosite o suită de elemente. Dar, de exemplu, dacă te duci la twin power turbo pe un motor V8, o să întâlnești două turbine. Dacă te duci pe un 6 în linie ca acesta, o să întâlnești o singură turbină, dar twin scroll. Pe altele o să întâlnești două turbine twin scroll, cum ar fi motorul S63 de pe X6M. Adică niște mici diferențe, cam asta înseamnă. Motorul ăsta, așa cum am menționat anterior, are distribuția în față și dacă aprind și lanterna putem vedea înăuntru lanțul de distribuție. În partea asta aici, ce vedeți solid în fața acelui capac, acelei zone de plastic maro, este rotorul de distribuție variabilă de pe partea de evacuare și undeva în partea aia, uitați-l pe cel de admisie. Sunt două lanțuri de distribuție. Este unul mare care alimentează etajul ăsta, deci cei doi arbori cu came admisie și evacuare, și în paralel, în spatele lui, există un lanț mai mic care alimentează în adâncul motorului pompa de ulei și pompa de înalte cu pompa de vacuum. Ele se află undeva în zona asta aici. Uitați-vă dacă vedeți, acolo sunt două șuruburi și o mică conductă. Este vorba de asta pe care o zoomez eu acum. Acea conductă este rampa de presiune de înaltă, adică asta de aici. Începe jos acolo și se termină aici. Ce vedeți voi aici este rampa common rail de injecție care alimentează 6 injectoare cu solenoid. S-a trecut pe sistem solenoid pentru că injectoarele piezo erau nejustificat de scumpe pentru ce avea BMW nevoie să facă. Adică un motor complex, dar care este destul de fiabil. Singurele probleme ale acestui motor, din câte m-am interesat, au fost legate de sistemul PCV. Putem vedea aici, ăsta este un separator de gaze care reîntoarce în admisie gazele de carter arse. Problema este că, fiind un motor turbo, gazele alea mai trag cu ele și ulei și practic motorul bagă și ulei în admisie și îl consumă. Și în timp avea un consum mai mare de ulei, dar asta s-a întâmplat la început. Și ocazional au mai fost niște probleme moștenite de la motorul N54 care are o rată foarte mare de uzură și dauna pompei de injecție de înalte pe care am arătat acolo. Deci ați reținut ideea, două lanțuri de distribuție. Motorul B58 urmașul are trei lanțuri de distribuție și sunt situate în spate. Pentru că la acel motor avem charger cooler, adică intercoolerul pentru turbine este răcit cu antigel, cu un circuit separat și problema e că motorul se înalță foarte mult și nu ar mai fi încăput valvetronicul și atunci l-au mutat la spate. Problema e că la spate se scumpește foarte mult servisarea și motorul devine mai zgomotos și are nevoie de multă antifonare. Ce mai are mașina interesant? Folosește și clapetă de accelerație în cazul în care sistemul valvetronic nu mai funcționează. Are o admisie numită DISA, care are un sistem de variație a traseelor de admisie, ca să poată să facă eficient înghițirea aerului și în ture mici și în ture mari. Și are și o galerie de evacuare pe sistem twin scroll, adică turbina are două canale. Un canal este alimentat de cilindrii 1, 2 și 3, iar celălalt canal de cilindrii 4, 5 și 6. Aceste canale se întâlnesc abia pe zona palelor turbinei. Și
se elimină pulsațiile alea de retur, astfel încât întreg gazul de evacuare din fiecare cilindru se duce pe palele turbinei. Cadillac, împreună cu ăștia de la BorgWarner, au venit cu un sistem acum nou numit Dual Volute, adică e o reașezare a principiului Twin Scroll. Asta este o turbină BorgWarner B03, așa se numește, care are un boost foarte modest, are 0,6 bar. Este foarte puțin pentru motor turbo. Gândiți-vă că, de exemplu, CLA45 AMG are 1,8 bar, Civicul Type R FK8 are 1,6 bar. Deci motorul ăsta are o capacitate enormă de tuning și, practic, turbina e pusă doar așa ca să niveleze cuplul, pentru că dacă ai scoate turbina, el ar face cel puțin cât făcea varianta aspirată, adică vreo 272 de cai. Motorul este înclinat pe o parte, tipic BMW, pentru ca să încapă, pentru că ar fi fost foarte înalt. Prima marcă care cred că a făcut chestia asta a fost Triumph și după aia Sabu, cu motorul lor Slant. Slant înseamnă unghi, ăsta pe o parte, cantare pe o parte, înclinare. Aici avem un separator de ulei, un alternator cu sistem start-stop, dovadă cablurile alea care sunt în spate, iar pe cureaua asta mai este și compresorul de aer condiționat și o pompă de apă. Suplimentar, oricum, mașina are și niște pompe electrice pentru încălzirea în habitacul și pentru recirculația antigelului mai rapidă și e plin de senzori de clapete de vacuum, care sunt alimentate din zona aia de jos de acolo de o pompă de vacuum, ce are cel mai important rol pentru a asigura vacuumul boosterului de frână, care este undeva în partea dreaptă. Fix mașina asta este tracțiune spate și atunci nu avem sistem X-Drive cu casetă de transfer, așa cum avea M135-ul filmat anterior. Cam asta ar fi prezentarea mașinii. Hai să dăm o tură de drum, să vedem cum se simte. Sper că v-am lămurit cu motorul ăsta, am vorbit cu același patos despre el și mi se pare un motor chiar interesant, care este prin topurile fiabilității. El are și o variantă de M, care se numește S55. Diferența este că acela are intercooler hibrid, exact ca B58, și are sistem twin turbo, adică acel intercooler are o intrare și două ieșiri pentru admisia fiecărei turbine. Un sistem vizibil diferit de acesta, adică se reîntoarce complet toată admisia, nu mai este ca la acesta. Deci un motor care suportă tuning destul de mult, pentru că turbina are o presiune modestă, poți să-i pui și un cold air intake și probabil te duci pe 400 de cai. Dar nu asta e esența acestei mașini, e făcută pentru cruising și să ai un stil de condus puțin mai alert, este plăcerea condusului. Și ce vreau eu să spun ca rezumat este că dacă ai un 320D cu probleme, s-ar putea să-ți permiți mașina asta mai mult decât ți-ai permite un 320D. Pentru că în 3-4 ani la un 320D poți să bagi câteva mii de euro în el. Repet, Lucie a avut unul și a băgat 13.800 de lei în el. Cu banii ăia, la o asemenea mașină, ai și bani de impozit și de benzină și de revizii și de RCA și de tot ce vrei tu. Așa că, paradoxal, mașina asta, deși poate nu mă credeți, este mai ieftină de întreținut decât un diesel second hand. Pentru că nu are aceeași rată de uzură și nu ai problemele astea cu EGR-uri, cu probleme cu turbină, chestii de genul ăsta. Au fost anumite probleme cu turbinele, ele se verificau punctual axul, să nu aibă joc. Dacă avea joc mai mare de 0,8 mm, trebuia intervenit pe turbină. Dar asta depinde și cum exploatezi mașina. Bun, haideți la drum. Bine, am revenit în cabină. Uitați că în spate aici am montat o chestie foarte necesară. E vorba de un deflector care face imposibil ocuparea locurilor din spate, dar face posibil rulajul un confort perfect pe vânt. Și să-i dăm drumul. Are o notă foarte plăcută acest motor. Și asta pentru că e un 6 cilindri, dar oricum sunetul de BMW este cel consacrat. Am mai zis-o, unul din BMW-urile mele preferate mi se pare E36328i cu motorul M54B28, dar cu galerie de admisie și de evacuare de la M50, adică cu share din aia, care sunt stilul dau din 6 țevi în două într-una. Și niște galerii care amplifică puterea motorului cu un soft undeva pe la vreo 240 de cai. Se aude bestial mașina aia. O să vă las un link în descriere, e unul care și-a făcut una de circuit. Da, până una alta noi conducem ceva mai modern. Hai să vedem cum se manifestă. Mergem și cu ea decapotată, că până la urmă asta e esența acestei mașini. Eu am montat microfoanele în zona asta, jos pe centură, pentru că mă gândeam să feresc cumva de vânt. Ia să le mut un pic mai jos, că mă gândesc că în zona pieptului aici nu o să bată vânt. O să ridic oricum și geamurile, să ne simțim așa ca într-o cupolă.
Și cu deflectorul ăla chiar sunt curios cum este. Eu la Mazda aveam un fel de flaps, care oricum era gen o palmă. Adică nu se compară cu ăsta. Așa. Și acum avem ceva foarte ciudat, o senzație super dubioasă. Avem aerul condiționat pornit și mașina e cu decapotată, știi? Jeremy Clarkson, știu că mergea cu încălzirea în scaune și cu aerul condiționat pe rece, o senzație. Da, am oprit-o, că n-are rost, mi se pare inutil. Dar e interesantă senzația, adică cred că chiar poți să mergi capotat pe timp de zi și să ai rece în zona asta a picioarelor. În locul ăsta, fiind trafic de București, e cam complicat cu încadratul, chiar și cu un motor puternic. Aici ne poate salva doar un pieton. Am un amic care trebuia să plimbe în scop de job niște clienți și el fiind din ceva Bacău, Onești, nu mai știu de pe acolo, nu era obișnuit cu condusul de București, a stat 25 de minute până s-a încadrat aici, că era teamă. Îl înțeleg perfect, că mai ales că ăștia vin goană și nici nu vezi din partea aia foarte bine. Hei, uite, acum un pieton ne-a salvat, vedeți, traficul s-a oprit și eu pot să fac manevra asta ok. Deci cutia asta ZT Fog HP, n-o să, nu știu, eu nu o să încetez niciodată să o laud. Pentru că mi se pare cea mai bună cutie hidramată. Și timbru evacuării e deosebit. Adică fluența acelui convertizor de cuplu se transpune și în partea din spate. Și uite, acum de exemplu avem 60 de km pe oră și mie mi se pare că sunetul ambiental în mașină este identic. Diferența e că... Ia uitați acolo. Ce pasă care o Skoda Octavia. Da, iau românii mașini din astea. Adică are 100 de kg puse acolo. Acum, de exemplu, zgomotul e un pic mai mare pentru că sunt lângă un perete de beton. Dar dacă schimb banda, ar trebui să se diminueze un pic. Vedeți? S-a făcut mai liniște. Adică chiar acum eu vorbesc cu același ton cu care vorbeam atunci când am prezentat mașina pe loc. Mi se pare ok. Acum mașina e pe modul drive automat. Poți să o pui inclusiv în Eco Pro când o să-ți stea la 70 la oră în viteza 8-a. Ăsta practic îți se schimbă răspunsul motorului. Suspensiile nu sunt reglabile, dar aici e puțin mai gălăgie. Și observați pe ecran un ceas care îți arată cât folosește mașina din putere. Adică observați cât de puțină putere e necesar la un cruising de 70-80 de km pe oră. Dacă dai pe un sport, se schimbă situația și răspunsul la accelerație. Se înroșește tot acel display și poți să începi să te joci cu mașina. Adică îmi place că mașina asta e tracțiune spate și simt diferența. Are un pic de joc de spate și e plăcută senzația. Nu vă gândiți că e ceva periculos să fugă, dar ai mai puțină parazitare mecanică față de un X-Drive. Și asta înseamnă că pune mai multă putere jos. Nu neapărat mai bine ca un 4x4, dar asta e esența condusului cu tracțiune spate. Poți să te joci un pic cu mașina, mai ales dacă scoți acele sisteme. Și dacă dai pe Sport Plus, ți se dezactivează din sisteme și mașina devine mai jucăușă. E interesant că poți să o pui pe manual. La 3000 de ture ai dat odată pe clapete. Adică uitați-vă la 2000 de fapt cum accelerează și cum crește evident necesarul de putere. Dar oricum, cabrio nu înseamnă viteză. Înseamnă condus de plăcere. Să mergi relaxat și mașina asta este o esență. Adică ai putere, motorul ăsta amplasat longitudinal, tracțiune spate, dar ai și confort. Niște scaune care au multe legraje, chiar dacă sunt manuale, ele sunt făcute să fie confortabile. Și gândiți-vă că mașina fiind sport, neavând scaune electrice, e mai ușoară. Un scaun electric are vreo 100 de kg, probabil unul din ăsta are vreo 15-20, pentru că nu are toate acele motorașe. Și o face să fie mai plăcută la condus. Îmi place că are pops and bangs-urile astea. Deci în momentul în care schimbă viteza, softul motorului taie din scânteie ca să poți să
să poată să realizeze schimbul de treaptă fără să existe putere pe traseu, ca să se întrerupă puțin fluxul de putere fără a deconecta niște componente mecanice. Și de asta cutia poate să schimbe atât de repede. În opinia mea e peste un dublu ambreiaj, ca fiabilitate și senzație de răspuns. Adică e, nu are leac. Ai apăsat click-ul instant, nici n-ai terminat de luat degetul de pe manetă și deja e în treapta următoare. E suficient de rapidă. Și-mi place cuplul ăsta la ea, adică ai cuplu de diesel la 450 de Nm. Gândiți-vă că un 2000 diesel are vreo 400 de Newton cuplu, adică e ceva. Și cuplul ăsta l-ai pe benzină, cu caii aferenți. Adică e un motor, e un cruiser foarte relaxat. Și zici că tun așa când ai... Dar caii sunt despre manevre de urgență, adică ai nevoie să faci o depășire, ai făcut-o, te-ai liniștit. Și evident, consumul e aferent, adică depinde cum mergi. Mașinile astea, chiar vorbeam cu celălalt proprietar care a avut M135-ul filmat, a venit cu ea din Germania, 2200 de kilometri, mers normal, legal pe autostradă, a avut un consum de vreo 8,4. Cu un diesel scoți 7 și un pic similar, adică mi se pare foarte ok. Evident, dacă te dai la ea, o să-ți consume 10-12 în afară, dar... Vorbim despre genul ăsta de răspuns. Eu mi-aș asuma un asemenea consum, mai ales că asta nu e o mașină neapărat de zi cu zi. Poți să o conduci în weekend și îți permiți un consum de 12. În oraș, probabil, dacă mergi sportiv și nu te abții, o să sari în 15-20. Dacă nu, probabil în jur de 14 ca medie, iarăși decent. Adică atât consumă și Honda mea. Și mergând cu ea o dată pe săptămână, nu m-ar durea un consum de 20, de exemplu. Mi se pare ok. Dar observați că acum noi ne plimbăm în traficul ambiental, nu merg mai repede decât ceilalți. Și evacuarea asta e ce trebuie, adică ai... Și frânele, vorbim de niște frâne bune care sunt necesare pe mașinile astea, adică am mers și cu cele A45 AMG, dar nu are același rafinament, pentru că vorbim de o mașină care are 4 cilindri și un motor cu o turbină mare, care chinuie cilindrii ăia. La Typer, în schimb, se potrivește, pentru că are motor transversal, n-ar fi încă cu 6 cilindri și un motor exploziv pentru reprize și circuit. Asta nu e o mașină de circuit, e grea și n-are un răspuns la accelerație din ăla de mașină de circuit. E făcută pentru plimbare, dar pur și simplu motorul ăsta trage consistent în toate turele, asta este secretul lui. Și îmi place cum se aude, de zici că tună în spate. Nu știu cât prinde microfonul, dar când iau piciorul din gaz pe la 2500, are un bolborosit în evacuare foarte mișto. Dar din nou, cutia este extrem de rapidă. Adică pur și simplu zici că dai un bobârnac la turometru când ai inferioară. Nici nu-ți trebuie mai rapidă. Și mai rapidă, într-adevăr, va fi un dublu ambreiaj, însă cu problemele mecanice aferente. O să ai o zură la acele ambreiaje de la tot felul de launch control-uri, cutia se încinge. E mult mai grea, o cutie cu dublu ambreiaj are cam 100 de kg, adaugă foarte mult, în conține care un motor are 100 ceva de kg, știi? E mișto de tot la răspuns. Vă dați seama că dacă o duci pe un asfalt ud undeva într-o parcare, cred că poți să te joci frumos cu ea, dar ai păcat de... Mamă, dar ce cuplu are! Deci bărbălul ăsta pe evacuare e ceva deosebit. Și aici sunt bun caii. Uitați cum este situația asta de aici. În momentul în care ai o încadrare de făcut, cum ar fi acum. Ați văzut cum a fugit de cur? Da, bună mașina, adică acum mie mi-a făcut așa pentru că am avut sistemele dezactivate. A fost un derapaj ușor, lat de o palmă, două. Dar e controlabil, adică pune puterea bine jos și e foarte ok de controlat. Adică nu te surprinde neplăcut.
Nu mă așteptam, de exemplu, să derapeze. Asta dovedește câtă putere în plus are acest motor. Așa că pentru siguranță recomand mersul pe sport normal, nu cu sisteme dezactivate, ca să ai totuși un traction control. Atâta ai nevoie pentru o depășire. Te-ai înscris, ai făcut manevra și ai toată povestea. Dar oricum e o mașină la care nu poți să te abții, după părerea mea, adică cu așa sunet în evacuare e greu. E vorba aia americană clasică. There is no replacement for displacement. Oricum o dai. Și selectorul ăsta e mișto, l-ai la îndemână, poți să faci manevra așa. Da. Altfel e un drum cu mașina asta, chiar și când e mai aglomerat cum e aici, adică te simți plăcut. Dar esența cabrioletei este la genul ăsta de mers, nu trebuie să gonești, să... Și de capota se aude mișto motorul, că l-ai în aer liber, așa. Da, e... Zec cylinder motor is good. Cam așa zic nemții, cred, e clar. Cred că oricine ar prefera motorul ăsta și am zis-o și în prezentarea statică. Să știți că mașina asta, dacă e în stare bună și nu ai probleme mecanice cu ea, dacă o găsești în stare bună, în sensul că să fi fost întreținută, per total s-ar putea să fie mai ieftin de întreținut decât un 2000 diesel cu probleme de ghereuri și turbine. Adică prefer să plătesc consum și taxe decât să plătesc piese, sincer. Te simți mai bine fizic, să știi că mașina aia nu e în service, nu stă chinuită și... Și îmi place că, nefiind un M, un model M pur, are o suspensie iertătoare, adică aici, de exemplu, e o zonă vălurită cu canale, dacă era un M din ăla, simțeai nisipul în rinichi. Hai să schimb banda, totuși că e prea gropăcios. Există și varianta cabrio de serie 6, care poate să aibă același motor sau un B58, sau dacă ai buget și vrei ceva exotic, îți iei un 650i, care are V8-ul N63. Și ăla e, na, altceva, adică tot un motor cu turbină twin scroll, doar că sunt două. Și vorbim despre o putere destul de mare acolo, dar și o cilindre care chiar atrage niște impozite mari, la 4400 de centimetri cub. Trebuie să fac loc unei salvări și de-aia merg un pic mai hotărât să eliberez peisajul. Îmi place culoarea la Mazda asta, argintiu ăsta, că majoritatea sunt ăla roșu l-a aprins. Motorul practic folosește turbina în cazul ăsta doar așa ca să niveleze un pic cuplu și puterea, că el se simte cam ca un motor aspirat. Dar oricum tot n-are temperamentul pe care l-avea în 52 și în 53, pentru că alea aveau galeriile de admisie mari și funcționa exclusiv pe principiul aspirat. Dar oricum
Lagul e insesizabil la motorizarea asta, n-ai... Și niște pasaje aici, e mișto accelerația la ea. Și chiar nu e viteza, adică vorbim de trafic ambiental, nu e vorba de mers rapid și mi se pare că sună atât de bine, deci asta e esența acestui 6 cilindri în linie. Super nice. Da, e clar, prin nota asta evacuării și impulsul pe care l-ai în pedal, adică gen dacă te așezi în scaun un pic și împingi accelerația, îți vine să-i dai. Zici că strănută. Și are și un fâsâit ușor de turbină în partea de evacuare, adică e îmbină ambele, știi? E mișto că ai cilindrea de 3 litri relaxată, care îți dă un cuplu consistent, ai 6 cilindri în linie care îți dă o echilibrare perfectă a motorului și turbina care vine peste cu boost-ul specific în turele potrivite, peste 2000-2500. Ea cu adevărat bine se simte în jur de 3000-5000 în intervalul ăla. E foarte nice. Ne-am distrat, punem frumos în confort. Poate chiar EcoPro. Nu știu exact oricum, probabil în oraș e bine să mergi cu confort, că EcoPro ăla s-ar putea să schimbe prea repede și să nu să te enerveze. Oricum, având atâta cuplu, motorul ăsta și în treapta 7 la 1500 de ture trage, așa că nu se pune problema să fie. Da. Și repet, după toată experiența asta, credeți că mai contează dacă are sau nu Android Auto, Apple CarPlay, setări? Nici nu m-am uitat la navigație cât am mers acum decât să văd ceasurile astea. Adică cam asta a fost toată treaba. Nu o să opresc mașina acum pentru că s-a oprit singură. Asta nu-mi place că e turbina trebuie menajată, știi? Da, na, start stop-ul. Ideea e că sper că v-a plăcut această filmare. Dacă v-a plăcut, abonați-vă la canal dacă n-ați făcut-o deja, apăsați și clopoțelul să primiți notificări și dacă aveți timp, intrați și pe contul nostru de Instagram. Mulțumim că ne susțineți, mulțumim proprietarilor că ne dau mașinile la test și că au încredere în noi. Noi chiar suntem responsabili, n-am făcut niciodată chestia aiurea, adică, de exemplu, vă dați seama, la mașina asta puteam foarte bine să mă apuc să fac derapaje, dar sunt niște mizerii, nu sunt adeptul acestor lucruri și nu-mi bag joc de lucru bun omului, pentru că nici de al meu nu-mi bag joc, adică mă comport la fel cum aș comporta și cu mașina mea. Cam asta a fost prezentarea de astăzi și încheiem cu, ia sunt curios dacă schimbătorul are acea jucărie. Are. Drăguț că sare în parc. Bye, bye!